În această după-masă vreau să privim la câteva lucruri importante de a păstra această unitate, de a păstra un gând în Hristos și de asemenea să avem lucrul acesta cu bucurie. Dacă deschideți împreună cu mine la Filipeni, capitolul 4, vom citi primele 7 versete. Deci Filipeni, capitolul 4, versetele de la 1 la 7. De aceea, preiubiții mei și mult doriți mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul preiubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichea să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Climent și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Pavel, când scrie această epistolă Filipenilor, dacă o studiați, o să vedeți că de foarte multe ori folosește expresia aceasta, bucurați-vă, bucurați-vă, tot timpul bucurați-vă, iarăși zic bucurați-vă, nu încetez să vă scriu, bucurați-vă, că vă este de bine, vă este de folos să vă scriu lucrurile acestea. Și aducând această motivație ca să ne bucurăm în Domnul, nu exclude și felul sau cum se relaționează el la creștinii, frații de acolo din Filipe. Și foarte frumos vorbește de ei, se adresează cu atât de cuvinte calde, frumoase la adresa lor, de parcă ar fi cei din familia lui, parcă ar fi copiii lui. Și dacă vă uitați numai în versetul 1, sunt 6 calificative sau 6 feluri, cum el îi numește pe ei, și începe cu preiubiți. Le spune că ei sunt preiubiți în Domnul. Preiubiți înseamnă că ei erau foarte apropiați inimii lui. Pentru că știm că Apostolul Pavel tot timpul se ruga pentru cei care sau bisericile pe care le-a plantat el și acolo unde a avut el un impact, el tot timpul se ruga pentru creștinii de acolo și îi numește preiubiți. Păi spune că mult doriți mei frați, avea dorința aceasta ca să fie cu ei, să împărtășească împreună bucuriile lor și problemele prin care treceau. Iarăși spune că ei sunt ca niște frați. Frați sunt acei care se unesc împreună, sunt cei care lucrează împreună pentru un scop, pentru o lucrare a lui Dumnezeu. Îi numește că ei sunt bucuria lui. Deci fiecare dată când el se gândește la Filipeni, se gândește, de fapt are o bucurie în inima lui când se gândește la ei. Mai mult decât atât spune că ei sunt cununa lui. O cunună care, știm, nu se vestejește, o cunună care nu trece și această cunună face parte sau constă din oameni care i-am crescut în Hristos, oameni care au venit la Hristos prin implicarea noastră și aici a făcut și Pavel și el spune că ei sunt cununa lor, cununa lui. Și imediat începe cu un îndemn. Spune, rămâneți astfel tari în Domnul. Expresia aceasta să rămâi tari în Domnul, tăria aceasta de cele mai multe ori este folosită atunci când este descris o cetate, zidurile cetății, zidurile unei cetăți trebuie să fie tari. Zidurile unei cetăți îndeplinește mai multe scopuri decât pur și simplu un gard ca să nu intre animalele în timpul nopții. Un zid era, de fapt, acea protecție împotriva inamicului. Zidul acesta îi proteja de dușmani, totodată zidul, în dependență cum arăta zidul, dușmanul putea să-și
facă calculele, deci trebuie să atace cu mai multă armată, cu mai puțină, cu artilerie sau, mă știu, altă metodă de a ataca ca să strice acest zid. Deci zidul trebuia să fie tare. Și el spune că voi să rămâneți tari. Așa cum este un zid a unei cetăți, ei trebuiau să rămână tari. Și iarăși îi numește preibiți. Apoi, în următoarele versete, se pare că în zidul acesta, care în aparență era un zid tare, un zid puternic, au apărut anumite fisuri, au numit cărămizi care au început să fie mai slabe și era pericol ca acest zid să se sfărâme. Spune aici că îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichea să fie cu un gând în Domnul. Dacă este cineva care are un alt gând, care nu duce la același scop, atunci este pericol ca aceasta să fie o piatră slabă, o piatră care cu timpul să dărâme toată construcția, dar nu să o ridice. De ce v-am spus de la început cazul cu evangelizarea din România de acolo? Vedeți, noi toți am avut același gând. Noi toți am lucrat împreună pentru același scop. Chiar dacă am avut diferențe în gândire sau în limbă sau în cultură, aceasta nu a împiedicat ca lucrarea lui Dumnezeu să ajungă și cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la oamenii de acolo. Însă, se pare că aceste două femei aveau o anumită problemă sau o neînțelegere între ei care strica această unitate, strica întăritura zidului și era un pericol pentru ei. De aceea și Pavel spune, parcă personal vorbește, îndemn pe Evodia, îndemn pe Sintichea, personal se adresează lor și le spune ca împreună, deci ele să-și rezolve orice neînțelegere care ar fi între ele și să aibă un gând în Domnul. După cum am zis, zidul tare poate să fie tare dacă rămâi în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos de multe ori, chiar în capitolul 15 din Evanghelia după Ioan, de foarte multe ori repetă această expresie: rămâneți în mine, rămâneți în cuvântul meu. Da? Tot timpul ne aduce aminte că ține de noi și de relația noastră personală cu Dumnezeu ca să rămânem, pentru ca să fim zidul acesta tare. De altfel, suntem în pericol ca să fim o cursă pentru alții. Vedem că aceste femei au lucrat împreună cu Apostolul Pavel, cu echipa lui, s-au implicat. Deci ele au fost foarte implicate în lucrarea lui Dumnezeu și au adus zidire bisericii, au adus zidire sfinților prin lucrarea pe care o făceau ele. Însă, se pare că această neînțelegere sau această problemă care a apărut între ele îi afecta și pe ceilalți. De aceea, Apostolul Pavel le spune foarte clar să-și rezolve orice problemă și să slujească mai departe sfinților, așa cum au făcut-o și până atunci. Cum putem face noi, sau cum putem să rămânem tari în Hristos dacă nu avem bucurie? Deci să fim tari în Hristos, sau să rămânem în Domnul, implică și bucurie. Nu este o forță din afară care ne impune să facem lucrul acesta. Este ceva care vine din inima noastră și trebuie să o facem cu bucurie. Și versetul 4 de două ori repetă același cuvânt: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Această expresie de semne este foarte des întâlnită în Biblie, mai ales în psalmi. Dacă citiți psalmi, o să vedeți același lucru. Psalmistul îndeamnă pe popor să se bucure totdeauna în Domnul.
Dacă deschideți la Psalmul 33, 1, spune acolo că neprihăniților chiar le șade bine să se bucure înaintea Domnului. Spune neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Păi în Psalmul 97 cu 12 repet același lucru, că ca să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu. Acum, versetul 5 ne spune că blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, pentru că Domnul este aproape. Iarăși, ca să fim bucuroși, să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu, să arătăm, să fim blânzi unul cu alții și chiar și atunci când apare o neînțelegere sau atunci când apar anumite lucruri care parcă ar diviza sau ne-ar separa, noi cu blândețe să răspundem și cu bucurie și apoi să ne unim la același gând și să fim să aducem zidire trupul lui Hristos și nici de cum dărâmare. Un alt îndemn pe care Apostolul Pavel le dă filipenilor este să nu se îngrijoreze de nimic. De multe ori, lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, parcă nu mai ai altă ieșire din situație decât să te îngrijorezi, fie că este vorba de o relație, fie că este vorba de starea financiară sau orice alt lucru, orice altă încercare care vine în viața noastră. Primul lucru parcă este fără nădejde, dar aici Apostolul spune că să nu ne îngrijorăm de nimic, ci în orice lucru să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu. Și așa am făcut-o și noi în această dupămasă. Cererile noastre și nevoile noastre le aducem înaintea lui Dumnezeu și spune că prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Deci dacă noi aducem înaintea lui Dumnezeu, la cunoștința lui Dumnezeu, nevoile noastre, prin rugăciuni, prin cereri, prin mulțumiri, Dumnezeu, ca și răsplată sau ca și rezultat al rugăciunilor noastre, ne promite că pacea Lui, versetul 6 ne spune să nu ne îngrijorăm. În versetul 7 ne spune că pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Deci o pace care nu putem noi să o creăm noi singuri. Este o pace care vine de la Dumnezeu, este o pace care nu poate fi făcută de oameni. O pace care întrece orice pricepere. Spune că ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. La aceleași gând care a spus să rămână și aceste femei, să rămână într-o același gând în Domnul. Această epistolă în Filipeni, capitolul 2, versetele de la 5 la 8, iarăși ne explică care este acest gând al lui Hristos. Și dacă ne uităm în capitolul 2, versetele de la 5 la 8, ne spune care este acest gând al lui Hristos. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Gândul acesta care l-a însoțit pe Hristos este un gând de smerenie. Să ne însoțească și pe noi. Și dacă sunt lucruri în viața noastră care trebuie corectate, sau dacă suntem noi persoana cei care cauzează ca acest zid, această întăritură să fie mai slabă, să ne examinăm bine viața noastră și să ne aducem la gândul lui Hristos. Să ne punem la picioarele Lui și să ne facem datoria noastră.
să slujim altora fără ca să căutăm anumite pricine, ci să ne slujim unii altora. Și întrebarea sau gândul pe care vreau să ne însoțească pe noi toți în această dupămasă este: ce gânduri ai tu? Gândurile tale sunt ca al lui Hristos sau nu sunt? Care este partea ta în lucrarea lui Dumnezeu? Ești tu un zid tare care protejezi, care întărești pe alții, sau zidul tău este gata să se sfărâme? Cum poți contribui tu la creșterea sau la întărirea zidului acestea? Noi, fiecare de noi, putem să ne punem umărul nostru și să slujim pe Dumnezeu, să ne facem partea noastră ca să zidim. Tot noi putem fi cei care dărâmăm, dar Dumnezeu ne îndeamnă ca noi să zidim și să fim tari în Domnul și să rămânem tari. Dar putem să rămânem numai dacă rămânem în cuvântul lui Dumnezeu și astfel slujim pe alții după nevoile fiecăruia. Așa că vă las cu acest gând și vreau ca să fie un timp de cercetare și personală și la fiecăruia. Care este implicarea noastră în slujirea lui Dumnezeu și cum ne facem noi partea aceasta? Ne o facem bine sau nu ne o facem bine? Să ne ajute Dumnezeu ca tot timpul când suntem chemați la o lucrare să o facem cu toată dedicarea, cel mai bine, ca de urma noastră să nu vină cineva să ne spună rezolvați problemele între voi și veniți înapoi să ajungeți la același gând în Hristos cum ați fost de la început. Amin.